de pe Mihăiță Stan. Yeah, 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 yeah. Fac câțiva pași și ies în față și încerc să spun totul pe față. Te crezi un mare om, toți credem tine, dar de fapt te considere ca pe un bine. Dacă ai bani, nu înseamnă că ești tare. Avea ca multă lume să-ți cadă la picioare. Arunci cu bani, ai lumea fără scop. Și zici în gândul tău, cu bani nu mă îngrop. Iar dacă nu-ți place viața din România, sunt chiar aici la Umor. Bine ai venit! Nume, prenume, ocupație. Mihăiță. Da, mă numesc Mihăiță Stan, vin din Brăila. Bravo! A venit pentru prima dată aici la Umor. Bravo, bine ai venit! În această seară voi face un speed dating. În ce? Speed dating. Întâlnire rapidă. Adică întâlnire la... Am nevoie de câteva fete din sală să vină aici pe scenă. Haideți, 5, 6, 7 hai. Fete. Pot să le aleg eu? Pot să le aleg eu? Da, dar să fii frumoasă. Am vrut să mă fac util. Câte trebuie? 5. Pe ce criterii a ales Natalia? Florin și ăsta se ducea, o lua pe fiecare în parte, o ducea până acolo, după aia venea, alegea. Dar nu le duce, bă, tu personal! Hai, odată că nu vreau să aștept pe fata, să nu facă varici la picioare. Hai, mă, ne împotmolim, hai odată! Da, domnule, ca să vă apuce să o vadă, să o studieze, să își dea seama ce tipologie de femeie este. Avem și o voluntară, aplauze! Ia! A, da, da! Este nebunie pe scenă, e de bandată. Ce ai, o să termin? Fii atent, una alege tu. Vreau să știu fata pe care mă place pe mine în această seară. Noi doi trăim aceleași momente groaznice. Pe mine nu mă place niciodată nimeni. Uite fata asta din fața mea. Domnișoara? Domnișoară, vină cu tine. Multă baftă, poate pleci măritată de aici, cine știe. I-a dată greu în atantic, le-a ales bine. Păreau toate împotriva lui, păreau toate greu abordabile așa. Ceea ce vreau să fac cu doamnele, da. Voi da câteva replici de agățat. Dacă ți-a plăcut de mine, te așez pe scaun. Haideți, fetelor, curaj, numărul 1. Haideți, cu dumneavoastră. Haideți, vă rog, să vă agăți. Asta e ca un fel de blind date, dar vedem cu cine ne întâlnim, nu? Așa e frumos. Măi, tehnica e foarte bună. Eu am avut ocazia să-l aud când s-a antrenat un pic, că e demențial. Eu să fiu fată n-aș rezista, sincer. Bună, căutarea ta s-a terminat. Mă doare capul. Vrei să fii tu pasila mea? Avem vreun prieten comun care să ne facă lipeala? Cunoști vreun pas de la zoo că ai trezit animalul din mine? Oh. Eu vreau să le folosesc pe Lizzie asta. Îți place ciocolata? Ești atât de dulce încât mă dorm măsele. Du-te la dentist. Bun, bun, bun. Cam asta a fost. Bravo, asta bravo. Da. Dacă ți-a plăcut, poți să iei unul pe scaun, dacă nu poți să... Ești simpatic, dar nu. N-a fost să fie de data asta. Da, că și-a făcut încălzirea. Așa doar încălzirea. Haide-mi următoarea! Nu a fost rău. Până acum e doar încălzirea, mă. Poate nici lui nu i-a plăcut atât de mult de ea, că eu am ales-o. Corect. Corect. Fă cunoștință, Mihăiță. Bună, bună. Mihăiță, bună, bună. Salut. Cum te numești? Așa. Mihăiță Stan, de la Umor. Privirea, ai văzut-o spre cameră? Ai puțin vin? Ce? Dar nu pune mâna în gură când o aveți. Ca omul, că am înțeleg. Okay. Am crezut că ai întrebat-o dacă poartă cuțit. Deci te rog frumos. Dacă am puțin vin. Doamna, îl place. Ai puțin vin? Pentru că inima mea e în flăcări din cauza ta. S-ar trebui ceva să stingi flăcările. Flăcările. Te deranjează dacă împărțim un taxi până la mine acasă? Nice! Aplauze! No, emoționat! Nu, aplauze! Nu! Auzi, sunt un detectiv sub acoperire. Sărută-mă ca să nu mă dau de gol. Aplauze, frumos! Auzi, îmi dai și mie o poză cu tine? Ca să știu ce să-i arăt moșului.
ce să-mi aducă de Crăciun. Oh, ce drăguț cadou. Cam asta a fost. Dacă ți-a plăcut, te invit la o... Mă apreciez curajul tău. Și serios, nimeni nu m-a abordat în felul ăsta. Vai, ce deși drăguț. Am o vârstă. Bravo, bravo, bravo. Și chiar merită aplauze. Foarte drăguță, doamne. Și pentru asta eu chiar am să mă așez pe bine, scaun. Bine, bine! Așa, mai vin de la Brăila, nu? Mihaiță! Mihaiță! Doamne, a fost impresionat. Eu am ales-o pe doamnă. Am și-o meritul meu. Ai emoții? Ai un bandaj? Tocmai mi-a explodat inima din piept. Te bandajez eu de nu te mai desbandajez. Oh. Bravo! Te înțepenezi de tot! Culmea că lui plăceau și nu înțelegea nici nu reacționează femeia, adică era... Ce? Știu că laptele ajută corpul să arate bine, dar draga mea, tu cât de mult ai băut? Eu nu beau lapte, că nu sunt bebeluși. Bun, bun, bun. Cam asta a fost? Dacă v-a plăcut, intoleranța la am două locuri libere. Mulțumesc, nu e nevoie. Găiță! Acum vine artileria grea. O altă abordare de data asta. Îngerașa mea. Îngerașa mea. Bună, Mihai mă numesc. Mihaela. Mihaela? Mihai și Mihaela. Și eu sunt Mihai, deci... Tu ești Mihaiță! Mihaiță! Mihaiță cu Mihaela, eu zic că se potrivește. This is a match! Nu trebuie să fii jeleu, pentru că gemul nu tremură așa. Mihaela? Moartea pasiunii, ce? Mihaiță, ești moartea pasiunii, sau? Bravo, bravo, Mihaiță! Dacă te urmăresc până acasă, mă păstrez? Nu. Asta a sunat dubios, dacă te urmăresc până acasă... Hai, adaugă ceva în plus. Mai am o replică. Ești atât de fierbinte și că și pe frumoasă încât mi-ai încălzit berea. E, și acum, dacă ți-a plăcut... Din păcate o să zic nu. Ai, mă, Mihaela. Nici o problemă. Nu pot să cred. Mihaela, dragostea mai plecat. Mihaiță, trebuie să schimbi abordarea, tată, și mai convingător. Fii atent, Mihaiță, ăsta-i. This is the last chance. Bună. Bună. Cum te numești? Lupa. Lupa? Nu te mira! Wow, ce nume frumos. Tu trebuie să fii un foc de tabără, pentru că ești super fierbinte și vreau mai mult. A, bună asta. Spune exact ce crezi și ce simți în momentul ăsta. Fii tu! Uite, eu îți zic așa, tu ești foarte frumoasă, ești drăguță, îmi place de tine. Dacă vrei să ieșim la un suc, ieșim, dacă nu, nu. Bravo, ce zici? Bravo, asta sunt eu, bravo, cu reflejdeța cu asta, ce e asta? Bravo, mă! Nu, bravo, așa se face. Mi-e place de tine. Asta e, mă, frate, nu, cu de ultima i-a plăcut. Și mi-am dat seama că i-a plăcut de ultima, pentru că a intrat în defensivă, a intrat în nu-mi pasă. Mă placi sau nu, treaba ta e problema ta, da? Eu sunt ok și așa cum sunt. Era fier pe ea. În fine, să mă duc pe scaun. Hai, mă, hai-o lângă ei, bă. Hai să arăt, bă. Dacă ți-a plăcut. Bă, Mihaiță, hai. Bă, vino mă face, mă. Uite, bă, se arată cum se agăță aici. Hai să arăt o treabă, bă. Hai să arăt o treabă. Poți să te ridici, te rog, din suflet. Delia, îmi spui dacă fac bine, da? Dă-te acolo. Îi spui așa, în primul rând faci cunoștință de aici. Bună, eu sunt Cătălin. Cătălin, tu nu dai exemple cum să cucerească, că tu nu ești cel mai în măsură. Și te uiți în ochii ei, te uiți în ochii... Uită-te-mă la mine, că de-asta o să vor știu și eu, mă. Îmi faci plăcere de a lua locul mine la masă? Da? Hai, te rog. Înțelegi? O invizi din picioare. Nu vii și faci... Îi tragi scaunul. Un domn. Da, lasă. Tragi scaunul, o lași pe ea să se tragă cât vrea, înțelegi? După aia zici, pot să-ți aduc ceva? Să te servesc cu ceva? Ce? Da. Uite, vezi, râde, s-a făstăcit. Asta e toată treaba. Trebuie să fii un pic la cheremul ei. Nu te pui, din Brăila. Tu ai trecut bacul, nu? Am eu unul pentru tine. Păi da, așa... Ce?
Și te uiți la ea și zici așa: ești foarte frumoasă. Mersi. O lași să răspundă, înțelegi? Dar vezi dacă apreciază complimentul sau nu. Nu ești foarte frumos. Ai văzut că s-a făcut pod acum la măcin? Da, hai să-l arăt eu pe al meu. Și niciodată nu ești dezinteresat. Ești, da, dacă vrei să ieși bine, dacă nu, nu. Ai, păi, dar ce să facem? Da, asta așa, păi eu zimbrăi la așa. Ce... Mi-ar face o deosebită plăcere să ieșim undeva și aș vrea să te duc la film să vedem Barbie. Ai văzut Barbie? Nu. Ai vrea să-l vezi? Da. Ah, uite, Mihaiță, deși ești bărbat, faci un sacrificiu și te duci la un film care poate nu-i pe gustul tău, dar ei s-ar putea să-i placă. Da, înțelegi? 100% îi place, da, da. Păi, hai, da, Mihaiță, acum fă tot ce am făcut eu. Acum cu Barbie, cu asta, tot ce s-a întâmplat. Fă tot ce s-a întâmplat, ascultă. Da. Nu te pune în jos, mă! Lasă, dar unde să mă pun, mă? Să păi nu, mă! Da, ușa asta aici, o iei, mă! Unde să... Lasă așa pe masă aici. Sunteți în picioare, Erați în picioare, iartă-ne, mai poți un pic? Mai, da, uite, așa. Vezi, da, poate, până mâine dimineață. Hai. Bună, numele meu este Mihăiț. Vreau să te invit la o masă, la o cină romantică. Nu, dă-i mâna. Da. Ok. Haide, ia un loc aici de scaun. Tragi scaun! Dar nu-i trebuie tot. Lasă-mă că ce, așa. A, ce corp frumos ai. A zis că ai un ochi frumos. Corp frumos. Mersi. Bine, s-a grăbit un pic la corp frumos, nu te arunci așa. Ești atât de frumoasă încât vreau să te sărut. Nu, ai voie? Nu, mă, Barbie, nu, film, o invit la Barbie, film. Barbie, mă, nu pupi acum. O invitai la film. Oameni. Lasă-mă, ca și... Ești atât de frumoasă, poți să-ți fac mâna la... Nu! Da. Nu sărim etapele, ușor. Nu sări etapele. Barbie. Nu știu despre tine, dar eu deja m-am culcat cu tine. Și Delia m-a plăcut de ea că a venit să fie atentă de aproape, să susțină pe Mihăiță. Iar zici că eram la o serbare și era copilul nostru acolo și eram: hai, Mihăiță, că poți. Hai, zi poezia, că o întrebi. Stai jos! Nu, mă! Pauleu, stai. Oh. Vrei să mergi cu mine la un film în seara asta? Da. Da? Lasă că plătesc eu. Ce film îți place? Ce să-i spui, dar nu-i arăți? Iarăți că ești bărbat și ai bani. Poate să-și plătească și ea singură biletul. Lasă-mă că plătesc eu și data viitoare plătești ea. De acum zici, dar... upa, te-am aranjat, îți plătesc biletul la film. Da. Hai, că n-ai nicio șansă. Mihăiță, mâncați-ar tata. Lupa, hai să...